Dacă ne uităm în jur, au exploatat oamenii de știință occidental, nu vorbim despre cazul românesc și nici despre celălalt este european. Au intrat în perioada postcomunistă cu o comunitate a oamenilor de știință, a istoricilor, foarte slăbite din punct de vedere al capacităților de aplicare a instrumentarului științific. Și răspunsul, cred eu, este nu. În 1989, s-au întâmplat câteva lucruri importante, dar cel mai important din această perspectivă în care vorbim este, unu, s-a putut face în sfârșit o evaluare a performanței sistemului pe diferite compartimente ale sale, și doi, și foarte important, a început să existe acces la date, informații cu privire la sistem. Da? Și în momentul în care un știință de calibru lui James Buchanan, laureat al premiului Nobel, 1986, când și-a dat seama ce se întâmplă, a spus, în disciplina noastră, economie politică, sisteme economice comparate, istoria se va scrie de acum acolo în felul următor. Ce a fost înainte de 89, va fi un anumit paradigmă, o anumită disciplină, dar ce se va întâmpla după 89, când vom avea acces la toate aceste date, când vom avea acces la extraordinarele experimente naturale care se întâmplă nu la nivel național, dar și la nivelul diferitelor instituții, sub-instituții și sub-sisteme, va duce la un nou tip de politică economică, de economie politică. Și a numit o economie politică post-comunistă sau post-socialistă. Post-socialist politică liberală. Și a spus, în 20 de ani, lucrurile vor arăta radical diferit. Din perspectiva economiștilor, acelor care sunt implicați în sisteme economice și politice comparate. Au trecut 20 de ani. Arată lucrurile radical diferit? Nu. De ce? Foarte pe scurt. Cred că mai 10 minute și epuizez, poate mai puțin de 10 minute. Deci, pentru că dacă vă uitați la dreapta ieșitelului politic, toți cei care au fost interesați în analiza și critica sistemelor socialiste și comuniste, au declarat victorie. Și rezultatele superficiale pe care le-au constatat, iată, i-am bătut, performanța este mai bună, aveau cozi, aveau probleme cu curentul electric, energie, s-au considerat satisfăcuți. Deci n-am mai desfăcut. Nu s-au mai interesat de analize concrete, așa cum spuneam, analize comparative, sistematice, pe o metodologie solidă. Nu am interesat chestiunea asta. Să ne concentrăm acum, am câștigat marea bătălie, acum să încercăm să finisăm lucrurile. Și timp de 20 de ani nu s-a făcut aproape nimic în mod sistematic de pe vechile poziții ale, să zicem, hayekienilor, ale public choice. Sigur, au fost la începutul anilor 90 și domnul profesor Chismăneanu cunoaște foarte bine personal în situații în care cercetătorii în spețe de origine este european, ca minții, au încercat să aplice sistematic instrumentele analizei instituționale. Dar treptat interesul s-a disipat. Pe partea dreaptă. Pe partea stângă, ideea era să uităm cât mai repede de experimentul comunist. Să ne uităm în altă parte, să încercăm să regândim lucrurile în așa fel încât, dacă se poate, tot acest laborator, toate aceste studii de caz, să fie cumva o mătă de subsol. Așa că poți să vezi studii întregi despre democratizare, în care cazurile toate sunt în America Latină și foarte puțin din estul Europei. Nu datorează. În sfârșit, în comunitatea celor care sunt oameni de știință, fără a-și asuma în mod explicit valori, li s-a o anumită leme. Și ideea că moda intelectuală a anilor 90 și început anilor 2000 nu te îndeamnă să mai vii și să redeschizi analiza comparativă a sistemelor comuniste într-o manieră sistematică. Așa că suntem în 2009, când are loc criza economică și dacă ultimii 20 de ani au stat sub umbra prăbușirii sistemului comunist a eșecului unui anumit tip de abordare a ordinii economice, politice și sociale, după 2009 se întâmplă următorul lucru. Pe de-o parte, dinspre partea stângă, are loc o resurgență a reinterpretării istoriei, în sensul că punctul central al istoriei recente este 2009 și criza economică, nu 1989 și lecțiile ei. Din punct de vedere al dreptei, există o panică, pentru că în acest moment o serie de soluții care credeau că au fost îngropate, dar
soluții, o serie de sugestii de organizare instituționale, cum a fost înlocate, nu să ce apar din nou idei legate de vari forme de socialism. Și, cu alte cuvinte, avem în 2009 o situație în care ar fi prins extraordinar de bine ca în ultimii 20 de ani să fi făcut exact ceea ce a fost făcut, și anume o evaluare din punct de vedere, sau o culegere de date sistematică, transdisciplinară și transnațională cu privire la fapte, la date. Doi, istorii scrise pe diferite, pe ansamblu național și pe subdomenii. Istorie analitice, deci o combinație de aplicare de teorie și analiză, de narațiune și teorie, și în sfârșit studii punctuale pe diferite aspecte instituționale și politice. Și am să fi dând exemplu de trei probleme unde nu numai că nu am învățat, se pare, sau se multe, dați-mi seria. Deci, datorită acestei atitudini, am ajuns să nu extragem lecțiile pe care am putut să le extragem, să nu ajungem la concluziile pe care le-am putut folosi foarte bine în acest context, nu atât din punct de vedere al luptei politice și ideologice, ci din punct de vedere al soluțiilor practice, la chestiuni cum sunt cele legate de criza economică, la exemplu, chestiuni legate de reglementarea piețelor financiare. Pentru că, din experiența comunismului, așa cum spuneam mai devreme, acest lucru de caz exacerbat, putem să învățăm foarte multe lucruri privind reglajul instituțional, privind guvernarea, privind diferite modalități de a operaționaliza politice economice.